Sâmbătă, la orele după amiezii, în județ, aerul era irrespirabil. La umbră, temperaturile au atins 41 de grade, iar la nivelul solului, ori în bătaia razelor de soare, termometrele au sărit de 50 de grade Celsius. Pentru că s-au încumetat să iasă afară, 10 de buzoieni au ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău. Într-adevăr, din cauza căldurii, au fost foarte mulți pacienți care au venit cu patologii cardiovasculare decompensate. Au venit, într-adevăr, cu lipotimie, cu cefalee, pacienți care au stat mult la soare și din cauza asta au făcut ori insolație, ori au prezentat tulburări cardiovasculare care au necesitat ajutor la camera de gardă. În jur de 170 de pacienți au ajuns sâmbătă la urgențe. Medicii spun că numărul putea fi mult mai mare, având în vedere faptul că în județul Buzău nu au mai fost înregistrate temperaturi care să depășească pragul critic de 40 de grade. Pe de altă parte, buzoienii par să fi învățat regulile de protecție în cazul episoadelor de caniculă, sunt de părere medicii. Având în vedere temperaturile foarte înalte din ziua de sâmbătă, se pare că, într-adevăr, cetățenii au învățat să se apere, da, și s-au protejat. Sâmbătă au fost înregistrate cele mai mari temperaturi din acest an. Mulți dintre buzoieni nu au mai suportat căldura din locuințe și au petrecut cele mai multe ore în parcuri la umbră ori s-au răcorit la piscine. Alții s-au îndreptat către moluri, acolo unde au beneficiat de aer condiționat.